Sfântul cuvios Rafael de la Agapia Veche a fost sărbătorit ieri în localitatea sa natală, Bursucani, din județul Galați. În fiecare an, numeroși pelerini din județul Galați, dar și din întreaga eparhie, se îndreaptă către vechiul schit din cătunul Zimbru, întemeiat de ucenicii Sfântului Rafael. Anul acesta, la sărbătoarea Sfântului, Sfânta Liturghie a fost oficiată de înalt preasfințitul Părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, pe o scenă amenajată în curtea Sfântului Locaș. La schitul din localitatea Bursucani-Zimbru, localitate unde ni se arată că în 1650 s-a născut Sfântul Cuvios Rafael. Într-o zonă a codrilor Adamului de odinioară existau multe schituri și așa se explică cum a plecat tânărul Rafael din această parte de jos a Moldovei spre partea de nord, în codrii Neamțului, unde a sigăstrit împreună cu Sfântul Partenie. Este important faptul că schitul din secolul al XIX-lea prinde contur și, mai important decât atât, în ziua pomenirii Sfântului Rafael, schitul este un loc de pelerinaj, de întărire în credință. Ne-am întâlnit preoți și credincioși în prezența ierarhului nostru pentru a sluji Sfânta Liturghie și pentru a-l cinsti pe Sfântul Cuvios Rafael, născut în această localitate. Un grup de tineri a interpretat la momentul chinonicului cântări religioase și cântece populare. Astăzi am venit cu doamna dirigintă și cu prietenii mei pentru a cânta anumite cântece. Este prima dată când venim aici și am vrut să vedem cum este. Ne aflăm într-un loc încărcat de istorie. Au fost pe aceste meleaguri în zone păduroase, așa după cum spune și localității Zimbru. Aici, când sute de ani în urmă, a fost o minunată mănăstire de maici. Acum 10 ani s-a ridicat în amintirea a fostei mănăstiri un mic schit, care mai trebuie încă terminat. Hai să lucrări de făcut. La final, toți cei prezenți au primit pachete cu alimente, iar copiii au primit dulciuri și daruri.